Bine ai venit în mica mea bibliotecă. Azi o să vedem câte cărți poate să strângă o studentă la litere stângi limbi străine în 3 ani de facultate. Și toate cărțile astea sunt fie primite, fie cumpărate de mine, sunt foarte puține primite. Așa că să începem. Dacă ne uităm la primul raft, adică acesta, aici am cărțile mele preferate sau ale căror coperți îmi plac foarte mult. Și avem 3 cărți de la Vintage și o carte de la Vintage, doar cu cotonul lor. Avem The French Lieutenant's Woman, The Beauty Myth de Naomi Wolf și The Essentials of Psychoanalysis de Freud, despre care vreau să fac un vlog când o să citesc, pentru că probabil o să mă enervez foarte tare, dar da. Apoi avem Rezervația de George Cornilă, care este o carte pe care vreau să o citesc de foarte mult timp, Delta lui Venus, pe care am citit-o, Beowulf, pe care am citit-o în primul an de facultate. The Ways of Virginia Woolf și Genea Dominantă, care sunt două cărți care mi-au plăcut foarte mult. 1984 de George Orwell și Autobiografica de Karen Blixen, pe care... Autobiografica pe care vreau să o citesc de foarte mult timp. The Feminine Mystic, care e o carte, din nou, de referință pentru mine. The Secret History de Donna Tartt, care mi-a plăcut foarte mult și era o carte simpatică. Room of One's Own și Existentialism is a Humanism, despre care o să-mi scriu lucrări de cercetare, și Regatul Transcendent și Camera lui Giovanni de James Baldwin. Iar apoi sus mai aveam aceste cărți pe care le-am în brațe acum, adică astea, și astea sunt următoarele cărți pe care o să le citesc, care sunt foarte, foarte, nu urgente, dar au prioritate. Și avem Pensée de Blaise Pascal, cu care m-am întâlnit de atâtea ori, și ultima, cu care m-am întâlnit de atâtea ori de când citesc filozofie, Electra de Sofocle, pe care am găsit redusă, și o să vă anunț Electra, la fel ca Lolita și la fel ca Pensée de Blaise Pascal, sunt cărți toate de la Ex Libris și jos o să găsiți un link cu site-ul, de fapt un anticariat cu cărți în engleză, și am într-adevăr un link și am un link afiliat cu ei, așa că dacă vreți să le găsiți, puteți să vă uitați mai jos. Și două cărți de la editura Litera, care sunt O viață, și se referă la viața lui Simone de Beauvoir, și Femei invizibile, pe care vreau foarte, foarte tare să o citesc. Și, din nou, tot de la editura Litera. Urmează raftul cu cărțile mele de la facultate și de asta avem foarte multe de la Collins Classics, care e o editură foarte ieftină, și câteva de la Oxford. De la Collins Classics avem Macbeth, Wuthering Heights, Scarlet Letter, 1984, The Narrative of Frederick Douglass, Romeo and Juliet, Dracula, The Picture of Dorian Gray, pe care avem și în ediție la Oxford, pentru că e una dintre cărțile mele preferate, The Awakening, care credeam că e pentru cursul de literatură americană, dar care n-a fost și pe care o să citesc oricum, pentru că e foarte interesantă. Dacă nu mă înșel, cred că este primul roman feminist. Nu știu sigur, roman feminist american sau în general primul. O să scrie pe ecran acum. Walden and Civil Disobedience de Henry David Thoreau, care e o carte care nu mi-a plăcut deloc. Walt Whitman și Cool Leaves of Grass și The Prince de Machiavelli. Iar aici avem de la Oxford, Gulliver's Travels, Hamlet, Judy Obscure, din nou Picture of Dorian Gray și Frankenstein de Mary Shelley. Și toate cărțile astea sunt cărți pentru facultate pe care le-am găsit în edițiile astea. De obicei, cărțile care nu-mi plac le iau în ediție de la Collins și după aia, dacă îmi plac foarte mult, le caut într-o ediție mai drăguță, fie asta, care cred că e Alma, se numește, cred. Da, Alma Classics, care arată mai bine, deși mi se pare că calitatea paginii e fix la fel, dar anyway. Astea sunt cărțile. Trecem la raftul meu cu poezie contemporană și alte câteva cărți, tot contemporane sau de la edituri de poezie contemporană. Avem această revistă Poezies International pe care am luat-o anul trecut și e prima dată când mi-am cumpărat revista asta, care e o revistă foarte bună și are foarte multe eseuri și traduceri de poezii și vă recomand să faceți rost de ea. Nu știu, sigur, de fapt, sigur e la Cărturești și sigur se găsește și pe site-ul lor de la casa de editură Max Plehar. Apoi avem, nu știu ce caută. Ok. Avem două cărți pe care am vrut foarte tare să le citesc și avem Însemnări de subteran pe care am terminat-o, care trebuie să stau undeva pe aici. Și Lolita, pe care o să o citesc săptămâna asta. Și de asta am stăteat undeva decât la locul ei.
Apoi avem câteva cărți de la, le-am cumva pe edituri și astea sunt toate cărțile de la casa editură Max Pleher și avem Industria liniștirii adulților, Tanatul Hotel, Jedi de provincie, Istoria naturală, Satao de Radu Nițescu, Firea lungi de Wolfram de Radu Andriescu împreună cu, cred că am spus cealaltă, Exponate de artă brută de Angelica Stan și Machi Fortu de Adelina Pascale. Și toate astea stau una lângă alta pentru că sunt cele mai bune prietene. Împreună cu revista, pentru că sunt de la acești tuturor. Apoi avem de la Nemira, avem unul dintre volumele de poezie contemporană care m-a marcat atunci când l-am citit și este Sisteme de fixare și prindere de Ștefania Mihalache, care, surprinzător, e un volum despre maternitate și am scris o recenzie despre el, dacă vreți să o citiți. La fel am scris o recenzie și despre Tanato Hotel pentru Cooperativa Poetică de pe site-ul Citește-mă. Puteți să le citiți dacă vreți să vă cumpărați cărțile. Apoi avem Gelodia cu unul tramvaie vechi, autobuze care nu mai vin, împreună cu Nikki Evelbergen de Andrei Zbârnea, împreună cu câteva cărți, toate aceste ultimele două au fost de la Casa de Pariuri Literare și avem și Spambook de Călin Torsan, împreună cu Fotografie de Război, care, nu știu cine e îndoită, care s-a publicat cu ocazia PEN România la Centenar și Generația 1000 de semne. Și acum am realizat că mai am alte cărți altundeva în casă, o să le aduc mai acolo. Și, desigur, Emily Dickinson, care a fost pentru cursul de literatură americană și pe care avem... asta nu e ediția completă, dar e ediția bună. E suficientă pentru cineva care vrea să o descopere puțin pe Emily Dickinson. Emily Dickinson a scris foarte, foarte multe poezii, cred că sunt undeva la 1700 de poezii. Și ediția asta nu le are pe toate, dar e bine de citit. În aceea avem din nou două cărți pe care le-am primit de la editura Litera pe care vreau să le citesc. Avem Dinți albi de Zadie Smith și la fel tot de Zadie Smith, Swing Time. Și mi-am dorit foarte, foarte tare să le citesc pentru că au primit premii, parcă. Da, a fost nominalizată, Swing Time a fost nominalizat la Man Booker Prize. Și sunt foarte, foarte curioasă, doar că sunt cărți mari și am nevoie de timp pentru ele. Poate facem un vlog în timp ce citim Zadie Smith. Oricum, vedem. Am luat și cărțile pe care nu le aveam în raftul de poezie contemporană. Avem tot de la casa de editură, casa de pariuri literare, Requiem pentru Nucă Verde de Ioana Jacăr, de Ana Paraschivescu, Între un coșmar și o fotografie frumoasă, din nou de la casa de pariuri literare. La fel, tot de la casa de pariuri literare, Nimic nu e neregulă cu mine, de Ramona Beldijar, pentru care am scris o recenzie, pe care puteți să o citiți din nou, o să las linkul în descriere. Și, desigur, resursa de Olga Ștefan. Rafturile de jos sunt cumva mai amestecate. Aici jos avem, era și cealaltă carte de Cioran cu Pensée étrangle și La femme independent. Astea sunt niște edituri foarte mici pe care le-am găsit la... niște ediții foarte mici pe care le-am găsit la Cărturești. Din nou o carte pe care am primit-o de la editora literară și pe care vreau să o citesc de foarte mult timp, de Svetlana Alexievici, Războiul nu are echip de femeie. Clara Andesan, pe care am mai recomandat-o pe TikTok și e foarte, foarte bună, la fel de la The Remainings of the Day, de Kazuo Ishiguro. Madame Bovary, pe care încă nu am terminat-o și mă forțez foarte, foarte tare, poate reușesc vacanța asta. Bellamy, care din nou a fost, la fel cu Madame Bovary, a fost pentru cursul de literatură de secol 19 la facultate. Apoi avem câteva cărți destul de random. Asta am găsit într-un anticariat și mi s-a părut interesantă. Este cumva un curs despre sexualitatea femeii, doar că e destul de vag și nu mi s-a părut foarte... Aparent, ea când a fost publicată, nu mai știu în ce an, aparent ea când a fost publicată a fost destul de inovatoare, doar că acum nu mi se pare că mai reprezintă cine știe ce. Apoi, câteva dintre cărțile de ei sunt ale iubitului meu, pentru că stăm împreună, dar aici avem mica mea colecție de cărți Penguin, unde avem Charles Darwin, Letters to a Young Poet de Rilke, The Night is Darkening Around Me de Emily Bronte, Socrates' Defense de Plato, How to Use Your Enemies, The End de Beckett, care mi se pare o novelă super scurtă și foarte faină,
poezii de Sappho, un eseu de Nietzsche, de Dante, nu mai știu exact, n-am citit-o încă, și de Gogol, The Nose. Apoi avem câteva cărți care nu mi-aparțin, Blake House, pe care n-am citit-o și nici nu știu dacă o să o citesc vreodată, două piese de Shakespeare, adică To Last Night și The Tempest. Multe din cărțile de aici nu sunt citite. Paradise Lost de Milton, pe care vreau foarte tare să o citesc, și cartea asta pe care am găsit-o într-un anticariat, de François Mauriac, cred. Nici nu știu de ce am luat-o. Ah, era 4 lei, de-aia am luat-o. Da. Eseuri de montanie, Harry Miller, The World of Sex, care e o carte super scurtă pe care am găsit-o la Cărturești. Nu știu că am dat 9 sau 19 lei pe ea, dar mi-a plăcut foarte, foarte mult. Și câteva cărți, o să mă încerc să mă uit în cele care mi-aparțin. On Earth We're Briefly Gorgeous, care mi-a plăcut foarte mult, a fost prima oară când m-am întâlnit cu Ocean Wong. Și ce mai ziceam, avem Voltaire, Alice's Adventures in Wonderland și cam atât pentru raftul acesta. Sunt foarte multe cărți de citit, care nu știu dacă mă mai încântă, dar vreau să le citesc cumva până la sfârșitul anului ăsta. Următorul raft e raftul meu cu cărți mari. Și avem cărți fie gigantice, fie cu scris foarte mic, care reprezintă opere foarte importante și babane. Și avem Utopia de Thomas More, pe care trebuie neapărat să o citesc, pentru că am făcut literatură engleză și trebuie să citesc așa ceva. Minunata Moby Dick și Ulysses de James Joyce. Stendhal, Roșu și Negru. The Republic de Platon. Gothic Short Stories, Jurnalul Virginiei Woolf, care este o carte absolut chinuită, am citit-o cred că de 3 ori. Maestru și Margareta de Bulgakov, Siri Husfeld, Lumea în flăcări și Orientalizat de Said, pe care încă n-am citit-o integral și mă gândesc să fac din nou un reading vlog despre ea. De aici avem micul meu raft de top 10 de la editura Polyrom, care e raft care îmi place foarte, foarte mult. Și avem Minunata Lume Nouă, Idiotul, Clopotul de Sticlă, Geniul și Zeița tot de Huxley, care ar trebui să stea lângă Huxley. Intermitențele morții de Saramago, Cafa pe malul mării, Femme de Magna Cârneci, pe care vreau foarte tare să o citesc, ceva de la Borges, Prada de Zola, Simone Weil în Rădăcinarea, Inecterian, Jurnalul unei fete greu de mulțumit și Jurnalul Mihai Sebastian, care sunt cărți pe care încă nu cred că nu mi-aduc aminte, dar nu le-am citit integral și vreau foarte tare să ajung la el, poate din nou fac un ridic vlog despre ele și ajung să le citesc cumva integral. Cam asta a fost biblioteca mea strânsă în 2 ani și un pic de facultate. Așa că ne vedem duminică cu videoclip nou din cu partea a doua din The Second Sex de Simone de Beauvoir. Și cam atât.